dacă cu 20, 30, 40 de ani mai devreme, chiar cu 10 ani mai devreme, literatura română era încă o posibilitate sau o probabilitate, era o promisiune și cărțile importante, cărțile cu adevărat mari, se numărau pe degetele de la o mână sau, să zicem, două mâini. După Eminescu, după Caragiale, după Slavici, odată cu ei, literatura română devine un sistem în care se pregătește ceea ce ulterior va exploda în efervescența epocii interbelice. Și catalizatorii acestei transformări, agenții activi ai înscrierii literaturii române pe orbită europeană și universală, sunt mari clasici ai literaturii noastre și, în primul rând, Mihai Eminescu. Ceea ce este interesant este că acest poet, în a cărui poezie romantismul și clasicismul, în loc să fie în conflict programatic și paradigmatic, așa cum se întâmplă la Victor Hugo și la orice alt mare romantic, aceste două paradigme fuzionează și creează o sinteză uimitoare, nemai întâlnită în literaturile occidentale, între două curente sau două paradigme cu trăsături care ar fi trebuit să fie opuse. Astfel că la Eminescu avem, cum bine știți, și poemul amplu, poemul aluvionar, poemul în care istoricul, folcloricul, imaginarul și imaginativul se exprimă, sunt exprimate extensiv și expansiv. Avem, pe de altă parte, și poezii minunate cu formă fixă, dintre care a fost citată astăzi, au fost citate versuri din glosă, versuri aparținând unui clasic în cel mai nobil și mai ferm sens al cuvântului. Deci iată cum Eminescu reușește să articuleze într-o aceeași construcție ideatică și poetică paradigme cu elemente și cu trăsături opuse, așa cum mai târziu, în epoca interbelică, un alt mare poet, Tudor Arghezi, va ilustra în poezia lui și simbolismul macedonschian și note eminesciene și elemente tradiționaliste și elemente moderniste, ba chiar și elemente avantgardiste. Tudor Arghezi este un performer al longevității artistice, dacă ne gândim că el a început macedonschian și a fost la cenacul lui Macedonski, iar la sfârșitul vieții a fost cot la cot cu tinerii poeți ai generației 60, Nichita Stănescu și Marin Sorescu. Deci Arghezi este poetul contemporan cu aproape întreaga istorie a poeziei românești, de la Macedonski la Nichita Stănescu. Și el va duce mai departe acest efort de sincronizare extraordinar inițiat de Eminescu, astfel că în epoca interbelică, la sfârșitul epocii interbelice, undeva în jurul anului 1940, s-a spus despre literatura română, s-a spus despre poezia românească, că sunt perfect sincronizate cu mișcarea de idei și de forme literare a Occidentului, mai mult că centrul suprarealismului s-a mutat la București. După care a venit al doilea război mondial, apoi a venit, după un scurt interval de haos, a venit comunismul în România, în întreg lagărul socialist, a venit dezastrul, deșertul realismului socialist, acea epocă tristă, jalnică, infectă, să nu ne ferim de cuvinte aspre, în care literatura a devenit o anexă și o vitrină a propagandei oficiale și în care mari poeți precum Blaga, Arghezi, mari prozatori precum Hortensia Papadabengescu, și așa mai departe, erau cenzurați sau interziși, în timp ce marii poeți, între ghilimele, erau propagandiștii regimului, ale căror nume nici măcar nu mai merită menționate. Și gândiți-vă că
din acest deșert al realismului socialist, capătul acestui deșert a însemnat exact nașterea generației 60, generația lui Nichita Stănescu, a lui Marin Sorescu, Ana Blandiana, Ileana Mălăcioiu, tânărul Adrian Păunescu, de pe vremea aceea, care era un poet modernist, 100%, și prozatori precum Nicolae Breban, Augustin Buzura, George Băleiță, Dumitru Radu Popescu, critici precum Nicolae Manulescu, Eugen Simion, Lucian Raicu, Matei Călinescu, practic toată floarea cea vestită a literaturii române postbelice. Și felul în care acești tineri pe atunci din generația 60 au intrat în literatura română și au schimbat-o din interior, punând capăt realismului socialist, a fost tocmai conectarea cu modelele autentice ale epocii interbelice, cu poezia lui Bacovia, a lui Arghezi, a lui Ion Barbu și cu, evident, revizitarea poeziei lui Eminescu. Prin urmare, dacă privim, ca să continui acea imagine foarte frumoasă, dacă privim în oglinda retrovizoare, vedem în spate, eu sunt șofer, văd în stânga, văd o mașină a epocii sale și totodată o mașină atemporală, care este poezia lui Eminescu și care, fiind în spate, tot timpul este, poate fi văzută în oglindă, tot timpul este foarte aproape de noi. Spun că e foarte aproape de noi, deși ea ne și depășește. Dacă să-mi iasă analogia, e suficient să spun că o vedem foarte frecvent în oglindă. În oglindă această poezie. Și fiecare poet important apărut după Eminescu simte nevoia să se raporteze într-un fel sau altul, în sensul continuității sau în sensul rupturii, să se raporteze la Eminescu. Așa cum el însuși, niște versuri mai naive, mai de tinerețe, dar în care se vede același sentiment de apartenență la o cultură și la o precedență poetică, el face un portret foarte frumos și evident hiperbolizat al înaintașilor. Astfel că Eminescu, în acest text intitulat Epigonii, Eminescu se prezintă pe el însuși ca un epigon al unor nume de poeți care pe noi ne fac să zâmbim așa puțin amuzați, adică Eminescu se compară în sens de inferioritate cu autori, evident, mult mai puțin înzestrați artistic decât el. Să recitesc câteva versuri din Epigonii. Pentru a înțelege încă o dată cât de important era pentru Eminescu, propriile lui oglinzi retrovizoare, cât de important era pentru el nu numai trecutul istoric, mitologic, folcloric, ci și trecutul de creativitate și de literaritate al generațiilor precedente. Iar noi epigonii, simții regi, harfe zdrobite, mici de zile, mari de patim, inimi bătrâne, urâte, măști râzânde, puse bine, cu un caracter inimic, Dumnezeul nostru umbră, patria noastră o frază. Cât de actuale sunt aceste versuri eminescene pentru multe lucruri pe care le vedem în societatea românească de azi. Dumnezeul nostru umbră, patria noastră o frază. În noi totul e spoială, totu-i lustru fără bază. Voi credeați în scrisul vostru, noi nu credem în nimic. Și de aceea spusa voastră era sântă și frumoasă, căci de minți era gândită, căci din inimi era scoasă. Inimi mari, tinere încă, deși voi sunteți bătrâni. S-a întors mașina lumii, cu voi viitorul trece, noi suntem iarăși trecutul, fără inimi, trist și rece. Noi n-avem nimica, totu-i calb, totu-i străin.
Voi pierduți în gânduri sânte, convorbeați cu idealuri. Noi cârpim cerul cu stele, noi mânjim marea cu valuri. Căci al nostru-i sur și rece, marea noastră-i de îngheț. Voi urmați cu răpejune cugetările regine, când plutim pe aripi sânte, printre stelele senine, pe al lor urme luminoase, voi asemenea mergeți. Și acum să vedem o replică la acest minunat poem, chiar dacă inferior artistic marilor creații eminescene, dar foarte definitoriu pentru gândirea eminesciană. O replică am găsit într-un volum, unul dintre cele mai bune volume de poezie apărute în România în ultimii ani, multipremiatul Cartea Alcool, al lui Ion Mureșan. O să citez numai câteva versuri, pentru că poemul este destul de amplu. Noi, cei care i-am cunoscut, noi ce le datorăm? Noi, cei care i-am cunoscut, le datorăm o lacrimă amară. Că zi de zi au intrat în cârciuma noastră. Un aperitiv tismana, zicea el, iar ea imediat apoi, suflând peste lentilele groase, ochelari de miop și ștergându-le cu poala rochiei, și un lichior primula, unul mic. Băutura roșie lângă băutura verde și picior lângă picior și priviri fugare spre pădurea arămie și vorbe până la ora când ieșeau copiii de la școală. Dar noi, cei care nu i-am cunoscut, noi ce le datorăm? Noi, cei care nu i-am cunoscut, le datorăm o lacrimă amară, așa cum plângem auzind din pereți voci dragi explicându-ne viața, că cei au avut răbdare și mult au explicat și fără să spună nimic important, au fost mereu bineînțeleși. Despre astfel de oameni am citit în cărți și știm. Ei sunt dintre început niște oameni terminați. Finalul. Dar astăzi se împlinesc 3 ani. Ei nu au mai vorbit. Despre ei nu s-a vorbit. Deci iată un extraordinar poet de azi care revizitează creator și creativ poezia eminesciană și care selectează din ea acele elemente, acele contexte, acele conflictualități care pot sta la baza unei noi tensiuni a reprezentării poetice. Pentru că, după cum ați observat, nu există nicio legătură între lirismul lui Eminescu și lirismul lui Ion Mureșan, între structura retorică a epigonilor și structura retorică a acestui poem, între compoziția poemului lui Eminescu și compoziția poemului lui Mureșan. Dar ideea forță că noi suntem niște jalnici epigoni de un vidați de valori, că suntem niște personaje, caricaturi care nu cred în nimic și care vorbesc frumos despre orice, fără tensiunea și fără puterea propriilor convingeri, această imagine și această idee forță este revizitată de Ion Mureșan în poezia lui Eminescu.